Vă salut! Astăzi o să am un drum până la Galați, o să merg împreună cu mama soacră pentru că avem ceva treabă și cu ocazia asta am zis că o să încerc să filmez pe drum câteva secvențe, să vedem și noi, dar și voi, cum se prezintă în momentul de față, la 12 zile de când s-a întâmplat nenorocirea cu inundațiile la noi în județ. O să trecem prin majoritatea, chiar prin cea mai afectată comună, Pechea, la un moment dat, să vedem și noi ce se mai întâmplă acolo. De fapt, va fi prima dată când vom trece pe acolo de când s-a întâmplat, pentru că drumul a fost blocat, am înțeles că acum este desfundat și o să încerc să vă arăt și vouă realitatea din mers, din mașină, pentru că nu cred că o să am timp să cobor să vă filmez. Dar așa vedeți și voi ce se mai întâmplă, pentru că am înțeles în continuare că sunt pompieri și armata și în acest moment pe acolo. Vedem care este situația. Aproape două săptămâni de la inundații, în continuare lumea și pompierii scot mâl din curți, gunoaie. Sâmbătă se fac două săptămâni și în continuare e dezastru. Umblă pompierii pe drum. Ia uite. Atenție la pasageri. Deci acolo au rămas mașini blocate de când s-a întâmplat. Ia uite, a stricat tot. Mai tirurile sunt blocate acolo. Iau gunoaie. Costache Negri, o altă comună afectată, imediat după Cudalbi. Bă, uite cum e aici. Atenție la pitoni. Le descarcă materiale, le dă scândură, le dă nu știu. Atenție la pitoni. Că le dăm materiale. Uai, ce e aici? Au avut dezastru complet. Uite, oamenii ăștia deja au început să-și facă casa. Wow, dă-i, filmează puțin aici. Ce e aici, a jos? Deci nu mai au nimic. Uite și în partea asta ce au scos de partea asta e dezastru, aici e tot, nu mai au nimic. Au aruncat tot. Am ajuns acum și în comuna Pechea. Din ce observ pe Waze în față, e deja blocaj undeva prin centru. Aici au fost cele mai multe case afectate, undeva la 2000 din ce am înțeles. Sunt 7000 în tot județul, la noi în Corot sunt 900 și aici sunt 2000. E o comună foarte mare. Și acum noi suntem în parte de sus, în Pechea, coborâm, e o vale și toată partea de jos a fost afectată. O să filmăm și acolo 2-3 cadre să văd din mers așa ce pot să vă arăt pentru cei care n-aveți idee dezastru care este aici. E prima dată când merg pe partea asta la Galați de când s-a întâmplat, pentru că a fost drumul blocat.
metru de mâl. Mâl, gunoaie. Aici sunt încă blocați în curți aproape. Poate vedea foarte clar că în continuare sunt pompieri, armata, foarte mulți oameni care scot mâlul din curți. Deci azi e joi, peste două zile se fac două săptămâni. Ca să vă dați seama în continuare cât de muncă au oamenii ăștia, cât de multă muncă au de făcut. Pentru că sunt mii de case, nu doar din casă și din curte trebuie scos mâlul, din fața porților, de peste tot. Și sunt zone în care nu poți să intri cu bobcat-ul sau cu bulldog ca să poți să scoți o cantitate mai mare, ci trebuie scos la lopată și la roabă. Zona asta a fost cea mai afectată. A pornit, cred că de la noi, din partea aia de sus a pornit. Exact de la noi. Noi suntem prima comună afectată din spre Corot, a pornit la câteva sate mai sus și de acolo s-a dus spre Galați. Undeva la 28 de sate și comune afectate în total, 7000 de gospodării, 5-6000 de case inundate complet. Dar am înțeles că în peche aici au venit și domnul Gigi Becali cu ceva ajutoare să le facă câteva case sau câteva zeci de case. Dar probabil celor care chiar nu mai au nicio șansă să se mai întoarcă în casele lor, unii au primit containere, că pe noștri nu-i bagă la hotel, că na, îi ține pe alții. Dar nu intrăm în discuții de astea, că foarte mulți am văzut comentarii de genul și politic. Și, na, vă dau dreptate, dar asta e altă treabă. Acum încearcă oamenii să se axeze pe recuperarea caselor, cât de cât să le poată usca și să poată locui în ele. Sau alții care deja au început să-și construiască, după cum am văzut, o mică căsuță, o cameră, două acolo în care să stea, pentru că îi prinde iarna. Nu e deloc ușoară situația asta. Uite cum scoate cu camionul. Continuare, deci cu bulldog bagă în tiruri și aruncă gunoaie. Și o chestie pe care nu știu dacă ați observat-o, munții aceia de haine aruncate pe mesele dintr-o fostă piață. Sunt mai mult aruncate. Uite, pe mi-a mai trimis cineva o filmare de aici din Pechea. Nu-s deloc organizați la partea de a împărți hainele, foarte mulți. Au venit oamenii să doneze haine și au prea multe haine. Au mult prea multe haine și nu sunt sortate și încep să le cotrobăie și le arunc așa, care și cum apucă. Deci pur și simplu cotrobăie prin saci, nu le mai pun frumos la loc și efectiv le calcă în picioare. Da. Deci oamenii au venit să doneze, au pus cutii saci cu baici acolo. Cutii saci cu haine pentru a-și alege, dar ele nefiind sortate, acum oamenii cotrobăie în toate și le arunc așa, care și cum apucă și efectiv e ca un spațiu de gunoi, loc să fie ceva frumos ordonat, pentru că măcar dacă veniți să donați niște haine, încercați să găsiți familii care se potrivească mărimea respectivă. De asta v-am zis, încercați să ajutați una, două, trei familii, nu veniți și n-aduceți ceva ce sunt deja stricate, rupte și oamenii la rândul lor să le ia, să nu le placă și să le arunce din nou. Sute de pompieri din întreaga țară sunt trimiși. Foarte mulți mi-au spus că oameni la care am mai fost, pe care i-am mai vizitat în case, au spus că au venit pompieri din toată țara la ei să curețe, să ajute. Au fost trimiși de peste tot. Vorbește camera asta în continuu peste mine, că am camera de bord care mă anunță că am o mașină în față de parcă n-aș vedea mașina din față, dar
Da. Scoate apa în continuare din curți. Deci dacă și la momentul actual încă mai au apă unii. Gunoaie. Uite câte roade aici de mâl de pământ scot în continuare. Container modular la unii le-a adus, care și cum în funcție de gravitate, uite acolo cât scot din curtea aia. Nu pot să mă opresc să stau pe loc acum, ca să pot să vă filmez, dar să vă faceți o idee în continuare. Atenție, mașina în față. Wow, aia era dărâmată complet. Uite. Am ajuns în Galați. După cum ați văzut și voi, sper că s-a văzut cât de cât bine. Am încercat să filmez și eu și din dreapta câteva secvențe, dar din mers este mai complicat. Am rămas surprins să văd că sunt în continuare sute de pompieri și militari pe străzi. Au curățat, am văzut canalizările, curțile și în continuare curăță, pentru că e o muncă nesfârșită, am putea spune. Oameni care au rămas complet fără case, nu mai există garduri, nu mai există nimic, este mizerie, este mâl, umezeală, totul s-a stricat. Au curățat în mare parte, am putea spune, tot ce a fost gros s-a curățat, lucrurile din case și le-au scos încă din prima, a doua zi, majoritatea oamenilor, și le-au aruncat efectiv cu buldoescavatorul în tiruri și duse la gropile de gunoi, pentru că nu mai ai ce face cu ele. Situația se prezintă în felul următor. Dacă tot am ajuns în Galați, am mai primit ceva donație de la cineva și cu ocazia asta m-am gândit ca să-i cumpăr bătrânicii tanti Tincuța, care este de la noi din comună, la care am fost și am dus și am instalat una dintre plitele pe gaz, acela ragaz mai exact. O să mergem să-i cumpărăm, am găsit, m-am uitat pe internet și o să-i cumpăr direct din Dedeman o mașină de spălat semi-automată, pentru că nu are instalație, nu are baie, bătrânica nu are nimic. Și o să mă duc să-i cumpăr o mașină de spălat haine nouă. Am înțeles ieri că cineva i-a adus un frigider deja, ceea ce mă bucur foarte mult, și mai are nevoie doar de mașină de spălat, pentru că în continuare este cu hainele atârnate peste tot și nu are cum să le spele, sau chiar dacă va primi ceva haine noi și mai trebuie și la spălate, clar nu are unde, și asta este o prioritate, mai ales în cazul unei femei care este singurică și ați văzut și voi săraca, na, în ce condiții este în momentul de față. Cineva mi-a spus dacă are electricitate. Are electricitate, au venit electricienii, i-au verificat instalația, este totul în regulă. Partea din spate a casei pe care am filmat-o eu, mai exact sunt niște anexe acelea care deja 100% alea se dărâmă până în iarnă sau dacă vine zăpada pe ele. Alea în niciun caz nu mai are curaj să se bage nimeni acolo, îs vechituri, butoaie și ce mai are. Nu sunt atât de importante. Are unde să stea tot în, ea, tot în casa ei, dar în partea din față, care este o construcție mai nouă, a intrat și acolo apa, vreo 50 de centimetri sau mai mult. Clar a scos de acolo ce s-a putut, ce a salvat, ce n-a salvat. Ideea este că merge electricitatea, un perete din spate ăla sigur nu va mai fi prea rezistent, dar va sta într-o cameră sau două unde le are acolo în partea din față, unde am zis că este ok. Adică am tot insistat și am întrebat-o și a zis că este bine și poate să stea acolo și am văzut, adică e ok, este în regulă, casa nu se va dărâma în niciun caz, m-am uitat, este ok și la acoperiș cât se poate de locuibilă, să zicem, pentru o perioadă de timp. Îi vom duce astăzi după ce cumpărăm și mașina și o să o instalăm ca să poată să-și facă treburile pe acolo. Am întrebat să vedem ce mai are nevoie, momentan a spus că mai are detergent și alte lucruri de genul acesta. Încercăm să ne axăm pe câte o familie, două, așa, să le ajutăm cu ce putem și noi, cu ce am mai primit și de alte persoane, și în continuare foarte mulți
mi-au scris și îmi scriu în continuare și urmează să mai primesc câte ceva pe care le voi duce personal. Cineva a spus, aștept să vină un tun de uscat pentru a le usca pereții la case, să măcar câte o cameră, două, o să-l duc personal și o să vă țin la curent cu ceea ce se întâmplă când voi primi respectivul produs și îl voi duce. Acum prioritatea este să reușim cu tanti Tincuța, să-i ducem și mașina de spălat astăzi după ce o cumpărăm, o să vă arăt. Încerc să fiu cât mai transparent și să vă arăt cam tot ce am reușit să facem, puțin câte puțin. Sunt voluntari și oameni simpli din întreaga țară, au venit din Constanța, din Brașov, de la sute de kilometri cu mașina personală pentru a împărți din poartă în poartă câte ceva, ce mai are nevoie fiecare. Detergenții și produsele de curățenie, săpun și așa mai departe, un mop, o mătură, o găleată, un lighean, astea sunt prioritare în momentul de față. Foarte mulți au adus haine, ce e foarte bine, dar nu au niciunde să-și pună hainele sau poate nu au condiții după care peste o săptămână, două după ce le poartă să le spele, pentru că nu mai au unde să le spele. Apa nu mai este potabilă, apa e funcțională, electricitatea este, am revenit să zicem cât de cât, dar apa nu este potabilă. Vă repet încă o dată, nici noi, cei care nu am fost afectați, nu putem consuma apa de la robinet, de la ciușmea sau de la fântâna proprie pentru că pânza freatică a fost afectată. Vă repet încă o dată, nu mă interesează de niciun plan politic. Foarte mulți am văzut că se ceartă unii cu alții, ceea ce nu are nicio logică să vă certați în comentarii doar pe anumite tematici. Vreți să ajutați? Ajutați fizic sau financiar, nu știu, donând la o asociație care se ocupă cu așa ceva, sau veniți și vedeți care este realitatea de aici. După două săptămâni, deci sâmbătă se fac două săptămâni, este îngrozitor în continuare pentru că oamenii aceștia nu știm cât o să stea peste iarnă într-o casă locuibilă, am putea spune, și câți nu. Se oferă containere, am văzut, au dus și pe la primării și peste tot, sau cine a mai adus și le-au dat containere. Trebuie să mă duc să văd exact și bătrânii aceia care au casa nelocuibilă, nu vor mai putea locui acolo. Frigiderul și aragazul pentru ei trebuie să-l duc. Am înțeles că s-ar putea să fie și ei mutați într-un container sau într-o casă provizorie. Astăzi la fel, o să-mi fac timp să mă duc, azi, mâine să le duc frigiderul și ei îl vor, dar n-au unde să-l pună. Adică sunt foarte bucuroși, dar n-am cum să-l duc dacă n-au unde să-l pună, pentru că nu-l pot pune în priză sau poate nu locuiesc acolo peste noapte, pentru că nu sunt condiții, deși bătrânul am înțeles că tot acolo stă, nu vrea. Sunt oameni care, cum a fost și cazul, cum este cazul bătrânicii doamna Tincuța, este imposibil pentru ei să-și părăsească casele după ce au stat o viață acolo și chiar dacă au fost loviți de mai multe ori de viitură de-a lungul anilor. Acolo e viața lor, nu au bani să-și cumpere altă casă, nu au teren, nu au putere fizică și financiară, nu au nimic. Acolo își vor petrece în continuare probabil ultimii ani. Pentru că cei care nu au fost în situația asta, nu sunt și nu vor fi niciodată și nu dorim asta nimănui, n-au cum să înțeleagă. N-ai cum, pentru că este foarte greu. Dar încercăm acum câte puțin, îmi fac timp și mergem să mai ajutăm cât putem. Și de asta vă încurajez încă o dată și pe voi și vreau să le mulțumesc încă o dată și încă o dată numele celor care au primit aceste bunuri ca și donație, că au fost alimente, că au fost absolut orice a fost. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicare. Am luat legătura cu persoane din străinătate, din România, care în continuare vor oferi diferite lucruri, obiecte, ce putem pentru fiecare în parte, cazurile la care am fost și am luat eu parte. Încercăm măcar să ne ocupăm de ăștia și după aceea să luăm alte cazuri, să terminăm cu aceste cazuri ca să nu ne aglomerăm. Pentru că nu putem promite oamenilor că le aducem ceva dacă nu putem face și mie nu-mi place să nu mă țin de o promisiune. Așa că cu ajutorul vostru pe multe dintre ele le-am îndeplinit, să zic așa. Și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru urmărire, pentru vizionarea acestui filmuleț. Puteți să dați o distribuire, un comentariu, ajută foarte mult un feedback și să vadă cât mai mulți oameni.
și în continuare este nevoie de ajutor. De mobilă, de canapele, de paturi, dar asta cam peste o săptămână, două, trei, să se pună oamenii pe picioare și să mai usuce casele. Să-și facă o cameră și să revină la casele lor, nu prin vecini, nu la prieteni, la rude, pentru că acum toată lumea este împrăștiată peste tot. Dar pe timpul zilei își curăță în continuare casele, încep să zugrăvească, să pună un alt parchet, cum poate fiecare. Ați văzut, se oferă materiale, vin tiruri de peste tot pentru a oferi materiale, ajutor și pe toate planurile. Am cumpărat și mașina de spălat rufe, după cum am spus, asta este și vom merge acum să o și ducem astăzi. Casa de rămată complet. Acum stau un container. Alt container în față, în altă parte. Două containere de aici.